primăvara anului trecut se inaugura unitatea de intervenții mobile a Smurd, aparținând Spitalului Municipal de Urgență Roman, care efectua în piața Roman Vodă și un prim exercițiu de simulare a descarcerării mai multor victime, rezultate în urma unui teribil accident survenit pe 85. Asta este noua ambulanță care este al spitalului, da? Și această auto specială de transport victime mobile este noua noastră achiziție prin minister. Nu avem în cadrul inspectoratului și o folosim atunci când avem mai multe victime. Din păcate, am fost nevoit să folosim și această auto specială de foarte curând, pentru că am avut accidente cu foarte multe victime, aproape 7 victime, 7-8 victime, și am folosit-o. În cadrul exercițiului de simulare se exemplifica modalitatea de coordonare a tuturor forțelor folosite pentru descarcerare și salvare în situația unor accidente grave cu 7-8 victime. Permanent un medic ține legătura pentru a urmări și starea psihică și starea de luciditate a victimei, în așa fel încât să nu pierdem victima. Faptul că nu am vorbit cu ea câteva minute, deja o duce în altă lume, în lumea victimelor, și este foarte grea reajuterea. Dacă ținem victima trează permanent și permanent o asigurăm că se lucrează pentru a salva victima și pentru a o ajuta, atunci crește foarte mult capacitatea psihică a persoanei accidentate și încrederea în persoana, în propria persoană că va fi salvată. Este foarte important factorul psihologic și cei care au trecut prin așa ceva știu cât de mult contează acest lucru. Din acest motiv, colegii noștri, prin pregătirea lor, au o disciplină separată de învățat în ceea ce privește păstrarea vie a conștiinței victime. La ultima conferință de presă de la Spitalul Municipal de Urgență Roman, șeful Centrului de Primire Urgențe, doctorul Maria Tălmăcel, își arăta îngrijorarea față de posibilitatea desființării unității de intervenții mobile Smurd Roman, singura unitate de acest fel aparținând unui spital de urgență care funcționează în alt municipiu decât cel reședință de județ. Facem eforturi extraordinare să avem această mașină de prespital, această mașină de terapie intensivă mobilă. Suntem singurul oraș din țară, non-reședință de județ, care are mașină de terapie intensivă mobilă, care are mașină cu medici cu specialitate de medicină de urgență. Atât direcția, cât și cei de la ISU, cât și noi medicii, care și primăria și noi medicii care lucrăm pe mașină, facem eforturi pentru că și noi avem rude aici, și noi avem prieteni, și noi avem cunoștințe, avem același drepturi la sănătate și la viață ca și cei din Târgu Mureș, ca și cei din București sau din altă parte. Șeful Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Neamț, colonel Ioan Nițică, a dat asigurări că se fac eforturi pentru păstrarea unității de intervenții mobile tip Smurd și că este vorba doar de punerea la punct a unor chestiuni de ordin administrativ. Referitor la suspendarea temporară a activității echipajului Smurd de terapie intensivă mobilă ce funcționa la Roman, fac următoarele precizări. Aceasta s-a întâmplat datorită rezolvării unor probleme administrative reclamate de funcționarea acestui echipaj Smurd de terapie intensivă mobilă în coordonarea unității de primire urgențe de pe lângă Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Reamintesc faptul că acest echipaj a fost înființat la inițiativa Inspectoratului pentru Situații de Urgență Petrodav al județului Neamț în urma analizării situației operative din zonă cu sprijinul Direcției de Sănătate Publică Neamț, a Spitalului Municipal Roman, precum și a Primăriei Municipiului Roman. Echipajul de intervenții mobile cu care a fost dotat Centrul de Primire Urgență al Spitalului Roman este singurul dintr-un spital de urgență aparținând unui municipiu care nu este reședință de județ și a fost repartizat la Roman ca urmare a unei analize temeinice a numărului de accidente grave care se produc pe E85.